Yo, despre școală, despre, na, tot ce trebuie, hai să învățăm, hai să ne educăm, să ne reeducăm, au, yo! Sistemul de învățământ e o mare farsă, frate, că nici nu te educă și nu înveți nici carte. E esențial să știi să scrii și să citești, dar frica intră în suflete sau conduce copiii spre a pica în răutatea influențelor neiertătoare. Și știu că școala nu mă ajută să devin sau să fiu, să am identitate, doar informații nană predate eronat de profesori ce te îndeamnă să reții formule, dar tu ai în minte droguri, fotbal, biliard și pizde, că așa e după blocuri. Și eu mă săturam să stau 8 ore irelevant, iar Dumnezeu predat în școală e tare enervant. Le luam în pulă catedra și plecam să citesc filozofie și poezii buni, iar să iubesc n-am învățat în pauze. Totuși doresc sincer să văd schimbare începută în noi, nu din cer. Învață să înveți, hai să învățăm învățătura învățaților. Lăsați copiii să se cunoască pe ei înșiși, sprijiniți-i să-și dezvolte potențialul lor interior. Cea mai bună educație este exemplul parental. Iubiți-vă pe voi să puteți iubi copiii, regăsindu-vă pe voi în copiii voștri. De aceasta se spune acum pe bune dreptate, căci copiii sunt învățătorii noștri. Sistemul școlar ușor te pregătește, e marele sistem să trăiești orbește. Nu vreau să spun că școala este rea, dar îndepărtează pe copil de esența sa. De mici angrenați în competiții, devin schizmatici și plini de ambiții, bineînțeles plini de ambiții inutile. Ești fiul de Dumnezeu, adu-ți aminte copile, crede-și, cercetează, nu te descuraja. Află-te pe tine, e de datoria ta. Nici școala, nici religia nu te mai învață să iubești. Echilibrează-te și învață să trăiești. De ce te autopedepsești? Învață să gândești. Studiază singur, fii autodidact. Cu fiecare cuvânt citit vei fi mai eliberat. Dumnezeu te iubește, fii adevărat.